أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Înainte de toate îmi cer scuze de întârziere, dar n-am mai putut nici să vă anunț că întârzi. Inshallah, astăzi vom discuta despre, vom interpreta niște versete din Coran, care Allah Shamlar alaikum salam, din capitolul Furqan, în care Allah subhanahu wa ta'ala vorbește despre robii săi. În care Allah subhanahu wa ta'ala vorbește despre robii săi, Ibadul Rahman. Mai puțin. Allah subhanahu wa ta'ala în acest capitol vorbește despre robii săi, Ibadul Rahman. Scuză-mă, să aprind și. Vom vorbi despre robii lui Allah subhanahu wa ta'ala. Spune Allah subhanahu wa ta'ala în Quran, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ, și robii lui Allah, الرَّحْمَان, cel milostiv. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. În primul rând, Ibadul Rahman ce înseamnă? Când spune robii lui Allah subhanahu wa ta'ala. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Am vorbit în enumerate rânduri că atunci când Allah subhanahu wa ta'ala spune ibad, abdi, ibadi, ibad, face referire la robii mei. Deci, din start, Allah ne recunoaște ca fiind oameni supuși lui Allah. Dar, pentru a face parte în această categorie de oameni supuși lui Allah subhanahu wa ta'ala, trebuie să avem niște calități aparte. Ce calități au acești oameni pe care Allah subhanahu wa ta'ala în Coran i-a numit robii lui Ar-Rahman, robii celui milostiv? Waibadul Rahman, robii lui Allah, sunt cei care merg pe pământ, yamshun alal ardi hauna, smeriți cu smerenie. Adică în primul rând, deci vorbește o calitate, acești robi al lui Allah, pentru a fi robi ai lui Allah, trebuie să fie ei cumpătați, trebuie să fie echilibrați până și în mersul lor. Yamshun alal ardi hauna, ei merg pe pământ cu smerenie. Aleikum salam rahmatullahi wa barakatuh. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Iar atunci când el jahil înseamnă neștiutor, ignorant, cel care nu știe. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iar atunci când cei neștiutori خَاطَبَهُمْ se adresează lor, قَالُوا, ei spun سَلَامَ, pace vouă. Sau le spun pe scurt, pace. Ca și cum aș spune, lasă-mă în pace. De ce? Pentru că acești oameni din start, Allah subhanahu wa ta'ala a spus, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Ei în modul lor de adresare au evidențiat această calitate a lor de ignoranți. Nu s-au comportat cum trebuie. Nu au salutat cum trebuie. Nu s-au adresat în modul corespunzător. Deci din start vine acest miroase a stricat din start. Iar atunci când se adresează lor cei ignoranți, ei spun pace. Acest verset este foarte important. Foarte des, mai ales în ziua de azi, în lumea online, virtuală și nu numai, fiecare care stă în spatele unui cont, unui profil ascuns, vine și atacă pe celălalt. Atacă, aruncă două pastile, cum s-a spune, iese și pleacă. Deci din start, sau vin foarte mult, de exemplu, vor să întrebe despre islam, sunt oameni care întreabă într-un mod civilizat, într-un mod... Într-adevăr, vreau omul să învețe, îi răspunzi. Sunt alții care din start vin și cu un ton atacator, așa, agresiv. Vin și întreabă. Atunci, salame, pace.
Îl lași în pace. Nu-i răspuns provocări. El vine pe un provocator. Se poate ca el să fie un profil ascuns, se poate să fie vecin, se poate să fie N, cine o fi. Când vine cu atitudinea aceasta de sus sau agresivă, da? Care dă miros de ignoranță, atunci îl lași în pace, în apele lui. Nu te amesteci. Nu te amesteci. Pentru că, așa cum spunea, nu te pune cu prostul. Pentru că ca să te pui cu prostul, trebuie să te cobori la nivelul lui și dacă te cobori la nivelul lui, acolo te face că el are experiență de atâția ani de zile, e prost. Nu e prost peste noapte. Și de aceea, ca să te cobori la nivelul lui, trebuie să ai experiență, să fii știu din în trecut, să ai mulți ani de prostie ca să poți să-i faci fața acestui ignorant sau acestui neștiutor. De aceea, când vi se adresează astfel de oameni, Coranul ne spune că robii lui Allah, oamenii ai lui Allah, nu-i bagă în seamă, le spun selama. Și de fiecare dată când bagi pe seamă un prost, cum spune și Imamul Șafii, ori de câte ori asta și am dezbătut un subiect cu un savant, întotdeauna am ieșit câștigător, învingător. Adică părerea mea a fost cea puternică. Ori de câte ori am discutat cu ignorant, de fiecare dată am pierdut. Un ignorant nu ieși la cap. Pentru că el din start nu are principii. Din start nu are principii. Nu are elemente de care se poate ține. Deci Allah spune din start, cei care merg pe pământ cu smerenie și când îi se adresează lor cei ignoranți, spun pace. Qalu selama. Wallazina yabitun li rabbihim sujadan wa qiyama. Și cei care yabitun. Bate yabitu înseamnă a dormi. A petrece noaptea, alaikum salam, rahmetullah. Acei care petrec noaptea, yabitun înseamnă a rămâne peste noapte. Dar cum petrec acești oameni, acești robi ai lui Allah noaptea? Sujadan wa qiyama. Sujadan la sejde, alaikum salam, rahmetullah, barakatuh, adică în prosternare, în wakiyama și în picioare la rugăciune. Petec noaptea adorându-L pe Allah subhanahu wa ta'ala. Și am spus cât de important este să-L ador pe Allah în timpul în care oamenii sau majoritatea oamenilor uită de El. Adică, vosalu, cum spune Profetul sallallahu alaihi wasallam într-o relatare, vosalu și faceți rugăciunea hine nasu niam, când oamenii dorm. Aceea este un timp aparte, adică tu ai făcut un efort în plus, extra, pentru a face o faptă bună. Pe când ceilalți, toată lumea dacă doarme la ora 10, de exemplu, până la ora 10, oricine poate să facă rugăciune, poate să citească din Coran, poate să citească o carte, poate să facă o faptă bună. Dar după 10, 11 noaptea, când toți sunt obosiți și cați și dorm, se trezească cineva să-L adore pe Allah subhanahu wa ta'ala. Sunt foarte puțini și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala i-a lăudat, a spus că robii mei, ibadur rahman, yabitun li rabbihim sujadan wa qiyama. Ei își petrec noaptea, a? Sujadan, prosternat și qiyama, adorându-L pe Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallazina yaqulun. Ei și ei sunt cei care spun. Wallazina yaqulun rabbana. O Domnul nostru, o Allah, asrif anna 'adhab jahannam. Îndepărtează de noi pedeapsa iadului, chinul iadului. Îndepărtează de noi chinul iadului. والذين يقولون, cei care spun Rabbena din start, Rabbena adică îl recunosc pe Allah subhanahu wa ta'ala ca stăpân. Isrif anna azab jahannam, îndepărtează de la noi chinul iadului. In azabaha kana qarama, fără îndoială că chinul ei este o pierdere veșnică. Dacă ai intrat în chinul iadului, este foarte greu să ieși din el. Allah subhanahu wa ta'ala să ne ferească. Deci ei se roagă și spun, o Allah, îndepărtează de la noi chinul iadului, pentru că chinul ei este o pierdere. Inna dhabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Și ce loc lăcaș, loc în care o să ajungi, dacă, Doamne ferește, Allah să ne îndepărteze de, dacă ajunge în iad, spune, și ce locuință rea. Sa'et mustaqarra. Este un loc de, un loc în care stă, un loc rău, un loc neplăcut, nedorit. Mustaqarra wa muqama și un loc de, la fel, maqam. Deci este un loc nedorit, un loc rău, neplăcut, nimănui nu-i place, nu-i va place nimănui să stea în acel loc. Allah să ne ferească. والذين
tot despre ei vorbește, despre robii celui milostiv, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا, cei care atunci când cheltuiesc din averile lor, da? Din ceea ce ei au, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا, ei nu fac israf, risipă, وَلَمْ يَقْتُرُوا, nici nu se zgârcesc, وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, din potrivă ei fac toate aceste cheltuieli cu măsură, păstrează o balanță, un echilibru atunci când cheltuiesc. Adică nu fac nici israf, dar în același timp nici nu se zgârcesc. Nici nu te duci în extreme. Mergi pe calea din mijloc. Sunt unii oameni care fac mult israf, da? Vedem și acum cu COVID-ul. Toată lumea s-a dus și a cumpărat toată făina, toată drojdia de pe piață, toate alimentele. Și sunt convins peste o perioadă de timp le vor arunca, că expiră și nu mai sunt bune. Acesta este israf. Este israf, risipă. Și Allah spune în multe versete și profetul în relatări, inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah nu iubește pe cei care fac risipă. Și risipa aceasta poate fi, este valabilă pentru mai multe lucruri, nu neapărat la mâncare. La orice poate să fie risipă. Risipă la haine, poate să fie risipă la încălțăminte, risipă la necesitățile din casă, da? Orice lucru care este folosit în, ieșit în extremă, folosit fără rost, acel lucru este risipă. Chiar și la robinet, da? Când te duci, vrei să faci abluțiune, dai drumul la robinet și lași să curgă, este risipă. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune, nu risipiți apa chiar dacă sunteți pe malul unui râu. Adică ești pe malul Dunării, când faci abluțiune, nu risipi apa. Câtă apă poți să folosesc la abluțiune? Un kilogram? Un litru? Doi? Trei? Dar cu toate acestea, profetul sallallahu alaihi wasallam ne învață, chiar dacă ai un lucru din belșug, nu-l risipi. Nu-l risipi. Pentru că cei care au puțin, ei știu să-l păstreze. Problema la cei care au din belșug acel lucru, atunci omul cade în risipă. Și de aceea, Allah subhanahu wa ta'ala își laudă robii și spun că ei sunt aceia care, atunci când cheltuiesc, da, pentru familie, pentru... nu risipesc, dar nici nu se zgârcesc. Nu mergem nici în partea zgârcenii, nici în risipă. Pentru că amândouă calități sunt calități urâte, pe care Allah subhanahu wa ta'ala nu le iubește. Allah nu-l iubește nici pe zgârcit, nu-l iubește nici pe cel care face risipă. Allah iubește pe cei care sunt cumpătați, care sunt echilibrați, care urmează calea de mijloc. وَالَّذِينَ, continuă Allah subhanahu wa ta'ala să vorbească despre cei care sunt robii celui milostiv. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ, și cei care nu cheamă, مَعَ اللَّهِ, împreună cu Allah, إِلَهًا آخر, un alt Dumnezeu, un alt creator. Ce înseamnă aceasta? Cei care nu cheamă alt Dumnezeu împreună cu creatorul lor. Nu cheamă, nu îi fac asociații lui Allah subhanahu wa ta'ala. Și am spus că asocierea lui Allah e de mai multe feluri. Nu e neapărat ca eu să zic că am doi Dumnezei, trei Dumnezei, ca să-i aduc asociați lui Allah. Este suficient uneori prin vorbe, prin fapte, da? Prin fapte, prin vorbe, unii oameni asociază lui Allah și ei nu realizează poate. Dar cu toate acestea este un pericol. De aceea șircul este mai multe tipuri. Allah să ne ferească de toate tipurile de șirc. Deci, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, cei care nu cheamă împreună cu Allah un alt Dumnezeu. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ, și nu omoară sufletul pe care Allah subhanahu wa ta'ala l-a interzis. Nu ucid sufletul pe care Allah subhanahu wa ta'ala l-a oprit, l-a interzis. A spus, nu-l ucizi. Illa bil haq, decât pe drept, decât dacă a meritat. Și acestea sunt cazuri, în caz de război, în caz de pedeapsă, qisas și așa mai departe, atunci este altă treabă. Dar tu din start nu ai voie să ucizi un suflet pe care Allah l-a creat. Nu ai voie, decât în situațiile în care ți se permite acest lucru. Cum a spus, pe timp de război, când se întâlnesc două armate, atunci nu mai există această restricție. Însă, în principiu, Allah subhanahu wa ta'ala îi laudă pe robii săi și spun că ei nu ucid un suflet pe care Allah l-a creat decât pe drept. Și aici când spune suflet, poate face referire,
putem să extindem aria, nu numai neapărat se referă la oameni, chiar și la animale. Sunt unii oameni turbați, merge pe stradă, vede un câine, trece peste el cu mașina. Săracul câine doarme pe marginea străzii sau pisica și el este un, nu știu, nebun, cum să zic. Are plăcere, trece pe drum, vede câinele că doarme pe jos sau pisica, vine și trece cu mașina peste. Haram, interzis. Allah nu ți-a permis să ucizi. Ce vine are săraca pisică? Dormea la soare, sub... Ai trecut peste ea, ori ai omorât-o, ori ai paralizat-o pe viață, ai lăsat-o să se chinuie. Și nu numai astfel. Și la, vede și o găină, rață, gâscă, oaie. Sunt oameni care au niște, nu știu, ori tineri care fac show-uri să-i, știu eu, influențeze pe cei din jurul lor. Allah să ne ferească. Chiar și vânătoarea de plăcere. Deci vânătoarea de plăcere sau când deja folosești un lucru în exces, în risip, atunci nu mai e. Dacă într-adevăr ceea ce vânezi mănânci, nu este o problemă. Vânatul se permite, din punct de vedere islamic, este ok, nu este o problemă. Numai că să nu faci acel lucru, deci ai împușcat un animal și îl lași acolo pe câmp să moară. Că tu ești bun, ai țintit, l-ai ochit. Vrei să dovedești celor din jur că tu ești un bun lunetist sau țintaș și ai omorât o pasăre, un animal și l-ai lăsat acolo. Nu, ia-l măcar, folosește-l. Îl mănânci sau îi dai altuia să mănânce. Adică nu se face o risipă așa din senin pentru că, na, ție așa îți place. Nu ai voie pentru că sufletul acela l-a creat Allah subhanahu wa ta'ala. În clipa în care tu creezi acel suflet, omoară-l. Dacă tu zici că eu l-am creat, omoară-l. Dacă poți. Și de aceea, robii lui Rahman nu ucid un suflet pe care Allah subhanahu wa ta'ala l-a oprit decât pe drept. Wala yaznun. Wala yaznun, și nu prea curvesc. Prea curvi nu înseamnă prea curvesc. Adică dacă curvești puțin e ok, dacă curvești prea mult e, nu e ok. Nu. Prea curvi este interzisă din punct de vedere islamic. Și aici vreau să fac o mică paranteză, pentru că sunt foarte mulți musulmani care îi văd, îi zic, mănânci porc, estaferul, cum să mănânc porc? Allah, porcul e haram. Îl vezi că stă cu berea în mână, cu vinul în față, cu whisky, cu de toate, bea, dar porcul e haram. Păi și vinul e haram și porcul e haram. Amândouă sunt haram. De ce ăla e haram și ăsta nu e haram? Mai o altă chestie. Sunt foarte mulți musulmani care nu mănâncă porc, nu consumă alcool, dar prea curvesc. Dom'le, da, și porcul, când zice... Am mâncat porc. Cum am mâncat porc? Ce fel de musulman e ăsta? Nu știu ce. Păi da, dar și tu care stai și prea curvezi zilnic și te lauzi. Este același păcat este. Amândouă sunt haram. Amândouă sunt interzise. Cine ți-a permis ție să păcătuiești? A? Să prea curvești? Și ți-a interzis ție să... Amândouă sunt păcate. Amândouă sunt haram. Sunt oprite de Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea nu alegem dintre haramuri ce ne place și ceea ce nu ne place. Toate sunt haram la același nivel. De aceea Allah spune de robii săi وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ și ei nu fac zina. Și zina, am spus, ce înseamnă prea curvie. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ iar cel care face aceasta, adică zina sau celelalte păcate. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ. Cine face acest lucru un păcat, el ca asama, este păcătos și va primi, va fi pedepsit, va găsi pedeapsă pentru ceea ce a făcut ism. Ism înseamnă păcat care va fi pedepsit, merită pedepsit pentru păcatul care l-a făcut. Deci am spus, wala yaznun, nu prea curvesc, wa man yaf'al zalik, iar cel care prea curvește sau încalcă alte lucruri interzise pe care le-am menționat versetul mai sus, el ca aseana va avea parte de pedeapsă de la Allah subhanahu wa ta'ala. Yudaf lehu al-azab, el va avea parte de azab mudaf, de chin peste chin, mai mult chin. De ce? Am spus că păcatele sunt pe categorii. Acestea sunt dintre păcatele mari. Cu cât chinul, pedeapsa unei greșeli, să numim așa, este mai mare, cu atât acest păcat este la un nivel mai înalt. Înseamnă că este un păcat mai periculos. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deci, yudaf lehu al-azab,
El va avea parte de chin în plus. Yawmel qiyame, în ziua de apoi. Wa yukhlad fihi muhana. Wa yukhlad fihi muhana. Yukhlad va rămâne pe veșnic. Khalid înseamnă Khalidine fiha, vor rămâne veșnic în ea, da? Yukhlad va rămâne veșnic în ea și muhana. Cum va rămâne veșnic în ea? Va rămâne umilit, disprețuit. Muhan, ihane. Ihanetă, cum zic turcii, da? Va rămâne în iad pentru păcatele care le-am menționat mai sus, da? Muhana, disprețuit. Khalid fiha, yukhlad. Va rămâne veșnic, va trăi această stare în care el va fi umilit, va fi disprețuit. Allah să ne ferească. Asta e val pentru toți? Deci versetul a spus وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهٍ آخَرٍ. Nu-i fac asociați lui Allah. Și nu omor un suflet pe care l-a oprit Allah și nu prea curvesc. Asocierea lui Allah, uciderea unui suflet nevinovat, prea curvia. Cele trei păcate care sunt considerate păcate mari. De ce? Pentru că cei care fac aceste păcate vor avea parte de pedeapsă și pedeapsa lor în ziua de apoi este să fie veșnic în iad. Disprețuiți, umiliți. Toți cei care îi fac asociați lui Allah, toți cei care prea curvesc, toți cei care omoară un suflet nevinovat vor avea parte de această pedeapsă? Până aici, da. Asta spune Allah subhanahu wa ta'ala. Apoi vine și explică. Illa men tab. Cu excepția celor care se căiesc. Dacă a făcut aceste păcate, dar i-a părut rău. S-a căit. Wa amene. Nu-i de ajuns. Wa amene. A crezut. E de ajuns. Am prea curvit. Mi-a părut rău și am crezut în Allah subhanahu wa ta'ala. E de ajuns? O amile. Și a făcut. Ce a făcut? Amele, o faptă. Ce fel de faptă? Orice faptă? Salihan. Faptă bună. Și a făcut o faptă, adică face fapte bune. Deci, sunt unii oameni, cum am spus, păcătuiește noaptea, ajunge acasă, se căiește, a doua zi, se trezește, iar păcătuiește, iar se duce acasă, iar se căiește, iar se duce, iar bagă banii la jocuri de noroc, da? Iar a pierdut banii, iar se întoarce acasă, îi pare rău, a doua zi, cum intră 5 lei, 10 lei în buzunar, iar se duce, bagă la păcănele și tot așa. Și sunt unii oameni care se duc și beau, noaptea ajung acasă, scandal cu familie, iar ai băut, iar ai dat banii de mâncare pe băutură și nu mai știu ce, omul se duce, gata, nu mai jur că nu mai beau, nu mai nu știu ce, a doua zi trece pe lângă bar, iar îl atrage înăuntru magnetul. Aceasta nu este căință. Și de aceea o căință nu trebuie să oprească numai la te. Îmi pare rău că am făcut lucrul ăla. Îmi pare rău că i-am făcut asociați lui Allah. Îmi pare rău că am prea curvit. Nu. Trebuie să te căiești pentru acest lucru. După aia să crezi. Deci refresh la credință. Îți întărești imanul, credința. Apoi ce? Faci fapte bune. Adică faci rugăciunea, datoria ta de musulman. Nu te oprești numai la, o, Allah îmi pare rău. Aduceți aminte, Allah subhanahu wa ta'ala, poarta căinței este deschisă întotdeauna. Poarta iertării este deschisă întotdeauna. Orice faptă faci, indiferent de cât de mare ar fi, Allah subhanahu wa ta'ala te iartă. Vă aduceți aminte, acum ceva perioadă am discutat despre hadisul acela în care un om a ucis 99 de suflete. A omorât 99 de persoane. Apoi i-a părut rău, s-a dus și a întrebat pe, a intrat într-o moschee, templu, mă rog, locaș de cult și l-a văzut pe unul că se ruga. Și l-a dus, l-a întrebat pe acela despre căință și aceea a spus cum să te ierte Allah după ce a murit 99 de suflete și a murit 100, apoi s-a dus la un savant și într-un final, pe scurt, Allah l-a iertat, cu toate că a murit 99 sau 100 de suflete. Deci la Allah, Allah te poate ierta. Allah te poate ierta. Nu există că Allah nu te iertă. Important e ca tu să te căiești, să dovedești că această căință este serioasă, este bazată pe credință și să faci și fapte bune. Illa men tabe wa amene wa amile amelen salihan feulaike. Cel care a ucis un suflet.
a prea curvit. I-a făcut asociația lui Allah. I-a părut rău, a făcut teube, s-a căit, s-a întors la Allah, a dovedit că are credință, a făcut fapte bune. Ce se întâmplă cu el? Allah iartă sau ce face? Din start a spus că îl iartă. Adică nu mai pedepsește în foc. Illa, excepție. Feulaike, însă aceștia, dacă se căiesc și fac fapte bune după aceea, feulaike, yubeddilullahu seyyiatihim, aceștia, acestora, Allah subhanahu wa ta'ala, le schimbă faptele lor rele, hasenat, în fapte bune. Subhanallah. Allah te iartă. Pe deasupra, pentru intenția ta pură, curată, toate faptele rele, păcatele care le-ai făcut, Allah subhanahu wa ta'ala le transformă în fapte bune. Le modifică în fapte bune. Subhanallah. Vedeți cât de mare este iertarea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Și Allah este iertător, îndurător. Este iertător, îndurător. Este de ajuns ca robul să conștientizeze că a greșit, să renunțe la acea greșeală, să se întoarcă, să-și îndeplinească datoria de rob al lui Allah și Allah subhanahu wa ta'ala iartă, ba chiar îi schimbă bonus, pe lângă faptul că te-a iertat, un bonus în plus, toate păcatele tale le transformă în fapte bune. Omen tabe, iar acela care se căiește. Omen tabe, acela care se căiește, iar continuă Allah subhanahu wa ta'ala, wa amile salihan, și face fapte bune. Deci acela care s-a căit și după că săvârșește fapte bune, fe innehu, într-adevăr, fără îndoială că el, yetubu ila Allah, se întoarce la Allah. Metaba, se întoarce la Allah, fără de păcat ispășit, metaba, iertat. Se întoarce la Allah subhanahu wa ta'ala, iertat. Allah este îndurător, iertător, milostiv. Acum continuă mai departe. Deci noi am vorbit de calitățile bune, de păcatele pe care nu le fac acești oameni și în cazul în care au păcătuit, ei se căiesc, se întorc la Allah subhanahu wa ta'ala și Allah iartă. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ, și cei care nu, لَا يَشْهَدُونَ, nu depun mărturie, zur, mincinoasă. Nu depun mărturie mincinoasă. Ce înseamnă acest lucru? A depune mărturie mincinoasă. Adică să fii martor la o întâmplare, nu contează. Asta se poate să fie și la judecată, în fața judecătorului, sau se poate să fie în fața, știu eu, a doi prieteni. Mă rog, ai fost martor la o faptă, la o întâmplare și tu te duci și spui, nu, nu, nu este așa. Nu e adevărat. De ce? Pentru că unul dintre cei implicați este prietenul tău, e colegul tău, e fratele tău și vrei să-l aperi. Să-l scoți nevinovat și te duci și minți. Este interzis. Pentru că noi avem datoria, cum am spus, să intervenim atunci când putem interveni pentru a face dreptate, nu pentru a face nedreptate. Deci este interzis în astfel de situații, aceștia care fac acest lucru ies din categoria robii lui Allah subhanahu wa ta'ala. Deci, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ, ei nu mărturisesc minciuni. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, iar când trec pe lângă lăgu, lăgu în limba arabă este un cuvânt mai vast. Lăgu înseamnă vorbe goale, adică vorbe fără rost. Deci când trec pe lângă, lăgu, timp pierdut degeaba, orice activitate care este timp de pierdut degeaba, maru kirama, merg în grabă. Nu văd, nu aud, nu-i atrage. Da? Pierdere de timp, degeaba, fără rost. Și atunci ei când văd un astfel de lucru, maru kirama, merg mai departe. Merg drept înainte, fără să se uite. Nu-i atrage astfel de practici. Nu sunt atrași de astfel de practici. Walladhina, ei sunt aceia care, idha dhukiru bi ayati rabbihim, atunci când li se pomenește, se pomenesc versetele lui Allah, Domnului lor, lem yakhiru alaiha, ei nu rămân în fața acestor versete, summan wa umyana, surzi și orbi. Ce înseamnă acest lucru?
Când le sunt pomenite semnele, versetele lui Allah, versetele lui Allah subhanahu wa ta'ala, nu se apleacă asupra lor surzi orbe. Adică nu le tratează cu indiferență. Nu le tratează cu indiferență. De exemplu, sunt unii oameni, îi spui, hai, ține post, că Allah subhanahu wa ta'ala a spus să ții post în luna. Hai, mă las și pe mine cu de-astea. E vorba de cuvântul Creatorului, Domnului tău. Ascultă! Ascultă, aia mă lași, nu... mulți oameni, datorită faptului, chiar și când vin la un imam, la un savant, la un învățat, vin doi care s-au certat ca să-i împace. Amândoi vin cu ideea că imamul să țină cu el. Și dacă imamul încearcă să facă dreptate și dă dreptate celui într-adevăr care este nedreptățit, ce el are dreptate, tu ai greșit, atunci pleacă. Lasă-mă în pace, zice, voi sunteți înțelegi, sunteți mână-mână, sunteți în același oraș, în aceeași țară, voi după aceeași etnie, vorbiți aceeași limbă, poate sunteți rude, cred că sunteți rude, cred că sunt, tu ești prietenul cu tare și cu tare, aveți interese comune și din senin respinge tot. De ce? Că nu i-ai dat verdictul cum dorea el. Sau sunt unii oameni care, salamu alaikum, domnul Hodzea, uite, vreau și o întrebare, da. Am întrebat până acum vreo 40-50 de savanți, dar niciunul nu mi-a zis nu. Inșallah tu îmi zici da. Uite că ai întrebat atâți oameni și ți-au zis nu. Înseamnă că e interzis, nu-i permis lucrul ăla. De ce mai vii și spui am întrebat atâți? Și inșallah poate tu îmi spui da. Asta ce este? Asta e o metodă vicleană pentru oameni care au un preț. Da? Pentru oameni care îi poți cumpăra. Allah să ne ferească. Și de aceea robii lui Allah subhanahu wa ta'ala sunt aceia care atunci când li se pomenesc semnele versetele lui Allah subhanahu wa ta'ala, ei nu rămân nepăsători. Ei acceptă chiar dacă are dreptate sau chiar dacă el este cel care ne dreptățește, acceptă, se supune. De ce? Pentru că e vorba de cuvântul lui Allah subhanahu wa ta'ala și aici nu există discuții. Nu există discuții. De ce? Versetele în Coran spun, ei când au nedumerire, nelămurire, când au îndoială, se duc la Allah și la trimisul său. Se duc la Allah și la trimisul său. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ei sunt tot despre robii lui Rahman, vorbește Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ și ei spun, رَبَّنَا Rabbana, de start, recunosc pe Allah subhanahu wa ta'ala ca stăpânul nostru. Heblena min ezwajina, dăruiește-ne dintre soțiile noastre. Wadhurriyatina, dintre soțiile noastre, fă dintre soțiile noastre. Wadhurriyatina. Wadhurriyatina, de la moștenitorii noștri, de la neamul care va vinde pe mine. Blăstarele noastre. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun înseamnă ceea ce te liniștește. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna shifana pentru pe noi lil muttaqina pentru cei evlavioși imama călăuză sau cel dintre imam înseamnă cel care este în față cel care este în față de la imam de ce fă-ne pentru drept călăuziți pentru oameni cu frică de Allah imama adică fă-ne în rând cu ei în fața lor chiar în fața lor pe cine dintre soțiile noastre și copiii noștri și copiii copiilor noștri, nepoții, stănepoții și așa mai departe. Deci ei nu se roagă numai pentru binele lor, se roagă și pentru binele celor care vor urma din neamul lor. Ulaike, aceia. Cine sunt aceia? La cine face referire aici versetul când spune ulaike, aceia? Sunt cei care vor avea yujzeune, jeza, vor primi jeza în limba arabă se folosește și pentru pedeapsă pozitivă, și pentru răsplată și pentru pedeapsă. Adică și pozitiv și negativ. Jeza. În limba turcă, de exemplu, jeza înseamnă pedeapsă. Dar provine din limba arabă. În limba arabă se folosește pentru ambe. Și pentru răsplată și pentru pedeapsă. Jeza. Ulaike yujzeune. Aceia vor fi răsplătiți. În gurfete bima sabaru. Aceia vor fi răsplătiți iuzeu nelugur fete vor avea loc de un
vor avea parte de loc înalt în paradis, bima saberu, pentru răbdarea lor, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا وَيُلَقَّوْنَ, și ei vor, vor fi întâmpinați, تَلَقَّى, vor primi acolo, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامَ, salut și pace, vor fi primiți în, în bine și în pace. Cine? Robii celui milostiv. Deci, ulaike yujzeuna al-ghurfata bima sabaru. Aceia vor avea parte de răsplată mare, de rai, din partea lui Allah subhanahu wa ta'ala, pentru toate aceste calități care au fost menționate mai devreme, în versetele mai de sus. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا, și acolo vor fi întâmpinați, تَحِيَّةً وَسَلَامَ, cu salut și pace, خَالِدِينَ فِيهَا, ei vor rămâne veșnic. Khalid înseamnă veșnic. Khalidin fiha, ei vor rămâne veșnic în paradis. Hasunet mustaqarra wa muqama. Hasunet, ce frumos. De la hasan. Hasan înseamnă frumos. Hasunet mustaqarra, un loc, un lăcaș frumos. Wa muqama, și loc de ședere, odihnă, lăcaș, locuință frumoasă. Ce frumoasă locuință și ce frumos loc de ședere. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Spune, nu se închisește de voi Domnul meu dacă voi nu vă rugați lui, însă voi ați socotit mincinoasă religia sa și pedeapsa voastră va fi nesfârșită. Acesta este verset care cu care se încheie capitolul, ultimul verset din capitol. Ne întoarcem acum, repetăm mai repejor versetele. A spus că vom fi împreună cu versete care vorbesc de robii lui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadur rahman, robii celui milostiv, alladhina yamshuna al-ard hauna, sunt cei care merg pe pământ cu smerenie, iar când îi se adresează lor ignoranții, spun pace. Cei care petrec noaptea rugându-se prosternați lui Allah și qiyama, și în adorarea lui Allah. Și ei sunt aceia care spun, o Allah, îndepărtează de noi chinul iadului, pentru că chinul ei este un chin dureros, este un chin de durată. Fără îndoială că iadul este un loc foarte, foarte sa'et, mustaqarra wa muqama. Se repete și la răsplata care vor primi în paradis. Ce loc de sedere și ce locuință rea este. Ei sunt cei care atunci când cheltuiesc, nu se zgârcesc și nici nu fac risipă. Pa chiar ei urmează o cale de mijloc. Ei sunt cei care nu cheamă împreună cu Allah alți dumnezei, nu-i fac asociați lui Allah, nu ucid un suflet nevinovat decât prin ceea ce a permis Allah, pe drept adică, și nu prea curvesc. Iar cel care face una dintre aceste trei păcate mari, este păcătos, va fi pedepsit adică. Iar pedeapsa lui va fi mai mare în ziua de apoi, atunci când va rămâne veșnic în paradis, umilit și disprețuit. Cu excepția celor, toți cei care fac cele trei mari păcate, nu. Cu excepția celor care se căiesc, e de ajuns, nu. Fac fapte, cred și fac fapte bune. Aceia sunt cei care acolo fapte rele, Allah subhanahu wa ta'ala le transformă în fapte bune. Iar Allah este iertător, îndurător. Iar cel care se căiește și face fapte bune, acela se întoarce la Allah căit, ispășit, curățat de păcate. Ei sunt cei care, robii lui Allah, sunt cei care nu mărturisesc minciuna, iar ei când trec pe un lucru, pe lângă un lucru, lăgăm, adică un lucru care nu este de folos, mărul kirama, trec în grabă, nici nu văd, nici nu aud, nici nu îi atrage. Și ei sunt cei care atunci când îi se pomenește lor versetele, semnele lui Allah subhanahu wa ta'ala, ei nu rămân surzi și orbi. Ei sunt cei care spun, o Allah, dăruiește nouă dintre soțiile noastre și copiii noștri
ceea ce ne liniștește și fă-ne pe noi pentru drept călăuziți imam, dintre cei din tâi drept călăuziți. Aceia sunt cei care vor fi răspătiți cu, în paradis cu cel mai înalt rang pentru răbdarea lor și ei vor fi primiți acolo, vor fi întâmpinați cu salut și pace, vor rămâne veșnic în ea, ce locaș frumos și ce locuință bună este paradisul. Iadul era un loc rău, mai la începutul versetelor. Astfel, Allah subhanahu wa ta'ala, în câteva versete, ne-a vorbit de calitățile pozitive pe care le-au acești robi, le-au câștigat de la Allah subhanahu wa ta'ala, atestat roba lui Allah, robul Creatorului, și de ce lucruri grele sau păcate ei fug și se feresc, care este atitudinea lor, și în același timp Allah subhanahu wa ta'ala a explicat, a vorbit și de partea umană a acestor oameni. Nu sunt îngeri, ei poate greșesc, dar atunci când greșesc, imediat realizează, conștientizează și se întorc înapoi la Allah subhanahu wa ta'ala. Și astfel ei devin ca și oameni care nu au greșit deloc, datorită faptului că ei s-au căit pentru greșeala lor. Deci nu trebuie neapărat să fii înger pentru a te găsi, regăsi în această categorie pe care Allah subhanahu wa ta'ala i-a numit robii mei. Pentru asta se poate să greșești, dar important e în clipa în care ai greșit, imediat să conștientizezi că ai greșit, să te căiești și să te întorci la Allah subhanahu wa ta'ala căit. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă pe noi toți dintre robii săi, cei care se întorc la Allah subhanahu wa ta'ala într-o credință, cei care nu păcătuiesc, se feresc de păcate, iar atunci în clipa în care au păcătuit și au greșit, se întorc în grabă la Allah subhanahu wa ta'ala și să fim de cei care dobândim paradisul lui Allah subhanahu wa ta'ala pentru acest comportament și să ne încadrăm în aceste calități ale acestor oameni pe care Allah subhanahu wa ta'ala i-a lăudat în cartea sa. Am vorbit despre aceste calități. Nu am vorbit despre ele doar ca să fie, wow, aceștia sunt robii lui Allah. Am vorbit ca să fie, wow, vreau și eu să fiu dintre robii lui Allah. Deci orice povestim, orice dezbatem, discutăm, nu discutăm să ne mândrim cu părinții noștri, cu strămoșii noștri, cu tare că era musulman, cu nu. Nu este bărbat adevărat cine spune tatăl meu era. Adevărat bărbat, cum spune și un proverb arabesc, adevărat bărbat e cel care spune eu sunt ăla. Și de aceea noi nu trebuie să ne lăudăm, să spunem, wow, ce tare erau companionii profetului, wow, ce tare erau savanții musulmani. Noi învățăm aceste lucruri, auzim despre ele și vrem să le practicăm, să ne mândrim, să zicem, suntem și noi încadrați în acea categorie. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala să ne ușureze nouă și să ne numere între robii săi cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Eu mă opresc aici, timpul care a rămas îl dedicăm, așa cum ne-am obișnuit, întrebărilor, dacă aveți întrebări, bineînțeles.